Internetul nu face concurență cărților. În era vitezei și a informației încă mai sunt copii și nu puțin la număr care citesc. Responsabilii Bibliotecii Municipale de la Petroșani spun că au perioade în care rămân fără zeci de cărți, titluri ale aceluiași autor. Totul se datorează lecturilor obligatorii pe care elevii le-au de parcurs în timpul anilor de studiu. Au lista cu lecturi și atunci se îngrămădesc toți și cer în general aceeași carte. Noi ajutăm cât putem, avem și noi un stoc limitat, așa. Cei mici beneficiază, avem lecturile copilăriei și avem destul de multe, dar în schimb, când vin să ceară 10-15 romanul Ion, mi se termină și nouă, deci nu... Însă vin și ajungem Hanul Ancuței să nu-l mai avem, Eliade să nu mai avem. Potrivit celor de la bibliotecă, internetul nu face concurență cărții. Asta, deși de mai bine de 4 ani la nivel național a fost implementat proiectul Biblionet. Eu zic că este acest proiect care a fost demarat la noi în 2010, Biblionetul, nu a lucrat în defavoarea lecturii, nici de cum. Cel puțin 250 de milioane din cei 650 de milioane de copii cu vârsta potrivită pentru școala primară nu pot să citească, să scrie sau să facă matematică de bază, conform unui raport realizat de Agenția de Educație a ONU. Raportul a arătat că 130 de milioane dintre aceștia sunt în școala primară, dar nu au atins standardele minime de învățare și aproape 120 de milioane au petrecut foarte puțin timp într-o sală de clasă, incluzând 57 de milioane de copii care nu merg la școală.